Hoții devin din ce în ce mai ingenioși. În Arad, în noaptea de duminică spre luni, hoții au aruncat în aer un bancomat pentru a fura banii. În urma deflagrației, o parte din peretele de rigips care acoperea bancomatul a luat foc. Pompierii au intervenit la solicitarea firmei care asigura paza automatului și au stins imediat flăcările. Polițiștii încearcă acum să identifice pe hoți în baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere amplasate în zona bancomatului. Reprezentanții IPJ Arad trebuie să stabilească dacă hoții au reușit sau nu să sustragă bani din respectivul bancomat sau dacă doar au provocat daune aparatului.